nevoie de mai multe femei în cyber security, fiindcă noi, gândirea noastră a femeilor în sens și metoda, logica de bază pe care noi avem, este mult mai bine pregătită pentru domeniul cyber security. La moment sunt manager general pentru compania Mgrindr și am și rolul de product owner, product management, pentru soluția pe care o dezvoltăm. M-am interesat de ceea ce se numește fintech, da? Deci ceea ce este la graniță între tehnologie, între IT, între sisteme și finanțe. Și iată, așa treptat am ajuns și totalmente în IT. Deci s-a început de la una și așa treptat, tot acumulând expertiză, am ajuns și să fiu și general manager la o companie IT. Eu foarte mult m-am prins de domeniul securității cibernetice. Eu gândesc din perspectiva riscurilor și cyber security e o gândire din perspectiva riscurilor. Iarăși este o concepție greșită că domeniul ICT nu este pentru femei. Noi suntem foarte atente la detalii, în același timp văzând perspectiva mare. Și eu cred că este nevoie să fie într-adevăr balansat, echipa să fie balansată și bărbați și femei și fiecare să aducă aportul său pentru rezultatul final. Iată cum suntem noi de diverși, cum noi suntem cu capacități diferite, cum noi gândim diferit, avem nevoie de fiecare pentru a lucra într-adevăr în echipă. Noi permanent vorbim despre digitalizarea serviciilor, despre a merge în online, despre a face transformarea asta, dar noi nu înțelegem de fapt riscurile care sunt conexe cu digitalizarea. Și noi, pentru noi întotdeauna, din păcate, încă securitatea este un ceva care noi poate pe urmă o să avem grijă. Și asta este o greșeală fundamentală. Noi suntem o țară mică, noi suntem o țară cu un nivel foarte înalt de servicii de internet și noi suntem un poligon de testare foarte bun pentru astfel de soluții. Și eu chiar îmi doresc noi să facem o schimbare în primul rând în Moldova și să arătăm că asta este posibil, să avem de fapt servicii digitalizate, dar și securizate. Iată, vreau să fac schimbarea asta. Securitatea vine la pachet cu digitalizarea. Eu vreau să avem primul unicorn în Moldova și să fim acel unicorn, să fim acel exemplu de o companie de care face un produs și care a ajuns să fie vestită internațional. Iată așa o ambiție.